Rugăciunea este una din cele mai mari aventuri de care poți avea parte în viața aceasta, iar pentru un ucenic al Domnului Iisus Hristos a învățat să se roage este poate unul din cele mai importante lucruri din viața sa. Și aduți aminte că rugăciunea nu trebuie privită ca o datorie religioasă, rugăciunea este comuniunea cu Dumnezeu, ca astfel să ajungi să-L cunoști și să-L urmezi. Una din cele mai palpitante părți de care te poți bucura în această aventură este că poți să înveți să-L auzi, să-I mulțumești și să-I te închini lui Dumnezeu în timp ce te rogi. De fapt, când Domnul Iisus și-a învățat ucenicii să se roage, primul lucru pe care l-a făcut atunci când le-a deschis ușa rugăciunii a fost să le îndrepte privirile către cine este Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. În felul acesta i-a învățat să-i se închine lui Dumnezeu pentru cine este El. Același principiu în rugăciune regăsim și în Cartea Faptele Apostolilor, nu-i așa că e extraordinar? Îmi place mult să citesc Cartea Faptele Apostolilor, pentru că aici descoper biserica la începuturile ei și modul în care Dumnezeu și-a dorit ca ea să umble. În fapte descoperim că primii ucenici se întâlneau în case și acolo se închinau și deschideau cuvântul Domnului. Acolo aveau părtășie unii cu alții și îl lăudau pe Dumnezeu. Ei aveau înaintea lui acel simțământ adânc al închinării. Atunci când ești într-o relație corectă cu El, lauda și mulțumirea izvorăsc natural din inima ta. Ele curg pur și simplu din tine. Asta s-a întâmplat în Cartea Fapte. Asta se poate întâmpla și cu tine. Îmi aduc aminte când abia mă întorsesem la Dumnezeu, aveam un loc special unde mă duceam și mă întâlneam să mă rog cu mai mulți prieteni și pur și simplu ne închinam înaintea Lui și spuneam cât de mult Îl iubim. Nu vă pot explica ce bucurie am experimentat și cum lucrul acesta mi-a modelat viața. Atunci am învățat că lauda și închinarea nu înseamnă altceva decât o revărsare a unei relații strânse cu Dumnezeu. Așadar, atunci când îți începi ziua rugându-te lui Dumnezeu, petrece timp în închinare, timp în care să-L auzi doar pentru cine este El, și atunci vei descoperi că rugăciunea este aventura pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o ca un tată care te iubește.